Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la prima ediție Oltenia la zi. După cum știți, se apropie alegerile parlamentare, aproximativ o lună și o săptămână până pe 6 decembrie, când este scrutinul pentru Parlamentul României. Toate partidele politice de la noi din țară sunt în linie dreaptă pentru startul campaniei electorale. PNL-ul face același lucru, se aliniază trendului național. Ne va povesti mai multe despre ce va presupune campania electorală și ce vor să facă în Parlamentul României reprezentanții Partidului Național Liberal. Președintele PNL Olt, Liviu Voiculescu, bună ziua și vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule președinte, pornind de la cea mai îndepărtată dată de noi acum, și anume 6 decembrie, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla pe 6 decembrie? Pe 6 decembrie vom avea alegeri pentru Parlamentul României. Este și normal să le avem. România, de altfel, toată omenirea, tot pământul trece printr-o perioadă extrem de grea și este absolut necesar să avem un Parlament, să avem o nouă majoritate, astfel încât să putem să luăm cele mai bune măsuri pentru a stopa, pentru a preveni, pentru a ține în frâu această pandemie care, vedem, din păcate, ne-a dat viețile peste cap. Domnule președinte, cum credeți dumneavoastră că vor arăta alegerile parlamentare anul acesta, ținând cont de ce spuneați dumneavoastră și de pandemie? Și vedem la alegerile locale, prezența la vot n-a fost una tocmai îmbucurătoare. Așa este, n-a fost o prezență foarte, foarte bună. Ziua votului nu prezintă pericol din punct de vedere al sănătății, pentru că este foarte bine gestionat, foarte bine organizat. Am văzut asta și la alegerile locale. De aceea îndemn oamenii să iasă la vot, pentru că este sigur din punct de vedere al sănătății. Alte situații și alte perioade pun probleme din punctul ăsta de vedere și am văzut și noi că oamenii fac petreceri, fac evenimente private, nu respectă normele de siguranță sanitară și de aici derivă și aceste probleme. Nu ziua votului creează probleme, ci perioadele antemergătoare și de după alegeri. Dar vedeți dumneavoastră, percepția generală s-ar putea să nu fie asta și alegătorii să nu vă împărtășească. Și atunci am putea rezista la un procent foarte, foarte mic de alegători care merg la vot în ziua alegerilor. Da, eu sunt sigur că românii conștientizează importanța votului pentru alegerile parlamentare și vor ieși la vot. De altfel, nu suntem singura țară din Uniunea Europeană care a avut alegeri, au avut și alții și nu au fost probleme. Și noi am trecut prin alegerile locale destul de curând și nu au fost probleme din punct de vedere medical raportat la ziua votului. Bine, pe de altă parte, dacă ne raportăm la prezența la vot de la noi din țară, nu vedem o prezență la vot masivă nici în perioadele da. Calme și de bună. Se încadrează între limitele normale ale unei prezențe la vot. În limitele de după 92 încoace. Da. În 90 s-a văzut altceva. A fost cu totul o situație total specială. Domnule președinte, PNL-ul, vorbind de nivel național acum, către ce tinde ca partid? Ce speră să obțină la alegerile parlamentare, de ce nu? După toate sondajele, suntem la un procent de peste 30%. Vedem cum va fi structura noului parlament, dar sunt absolut convins că vom forma o majoritate. Primul ministru al României, după 6 decembrie, va fi dat de Partidul Național Liberal și vom putea în sfârșit să luăm toate acele măsuri bune, benefice pentru România. De multe ori, ceea ce noi am vrut să facem, și pot să dau exemplu pensiilor speciale, unde în ianuarie-februarie noi am venit în Parlament cu această inițiativă de a eliminarea pensiilor speciale. Din păcate, majoritatea existentă atunci și până în prezent a respins această inițiativă. Nu poți să iei măsuri dacă nu ai și Parlament. De altfel, orice e hotărârea guvernului, orice ordonanță de urgență trebuie să fie aprobată prin lege. Ori dacă nu ai o majoritate, cum nu avem la momentul actual o majoritate în Parlament, nu poți să pui în practică acele măsuri. Ori un guvern trebuie să poată să pună în practică acele măsuri de care răspunde politic. Bine, până la urmă PNL-ul a fost guvern minoritar. Una peste alta, guvernul Orban este guvern minoritar. Așa s-a mai întâmplat o dată în istorie, ce-i drept. Da. Pe de altă parte, guvernarea erodează politic.
Asta știe toată lumea. Partidul de opoziție de obicei e mai liniștit din punct de vedere electoral, când e vorba de un tur de scrutin sau altul. Partidul Național Liberal s-a erodat, mai ales în această perioadă în care a fost nevoit să ia anumite decizii. Din punctul dumneavoastră de vedere personal, dacă vreți, au fost pertinente de fiecare dată? Acum am fost nevoit să luăm unele măsuri fără a avea un exemplu, fără a avea un manual de bune vorbim practici. Vorbim de un precedent în acest moment. Nu a existat precedent pentru o astfel de situație. Clar că nu poți să ajuți pe toată lumea, oricât de mult ți-ai dori. Și nimeni nu poate să nege evidența unor măsuri benefice și ne referim la șomajul tehnic, ne referim la toate măsurile de protecție economică către firmele românești. Iar de curând a fost dată această ordonanță prin care toate firmele pot să-și șaloneze pe o perioadă de 12 luni datoriile fără garanții printr-o procedură simplificată. Au fost luate măsuri, dar clar nu poți să protejezi pe toată lumea și vedem că sunt probleme și în celelalte țări din Uniunea Europeană. Din păcate, acest virus a afectat foarte, foarte tare, nu numai partea socială, dar și partea economică a societății. Auzim tot mai des de iminenta apariția unui vaccin. Să sperăm că se întâmplă cât mai curând și undeva la anul viitor să scăpăm sau măcar să ținem foarte, foarte bine în frâu această epidemie, că altfel problemele apar de la zi la zi, indiferent câte măsuri a luat un guvern sau altul. Bine, vedem aceeași situație în toată lumea. Nu putem vorbi strict de continentul european. Anglia, de exemplu, dacă dăm exemplu de o țară din Europa, deja intră în lockdown. Spania, practic, Germania, Italia, că au luat măsuri drastice. Deci, până la urmă, nu suntem unici de pe mapa în care suntem nevoiți să facem lucrul ăsta. Și până una alta, eficient sau mai puțin eficient, încercăm marea cu degetul. Așa este. Și dumneavoastră faceți lucrul ăsta din punct de vedere politic, dacă vreți. Da. A trebuit să luăm măsuri, așa cum spuneam, fără a exista un precedent. Unele au fost foarte bune, poate unele nu au fost suficient de bune sau nu au fost pe măsura așteptării oamenilor, dar trebuie să privim și această circumstanță a epidemiei COVID-19, care nu este un subiect așa pe care unii, din păcate, am văzut că îl folosesc în scopuri electorale. Nu, trebuie tratat cu maximă și cu maximă seriozitate. Bine, adevărul că până la urmă, știți cum e, de obicei prin campaniile electorale se cam folosește orice, independent de natură, de efecte și așa mai departe. Domnule președinte, spuneați dumneavoastră la un moment dat despre guvernarea PNL și continuitatea acesteia. Dacă după 6 decembrie vom asista la un scenariu în care, să zicem, că nu veți reuși să faceți o majoritate parlamentară, nici dumneavoastră, dar nici ceilalți, cum va arăta? Nu, eu sunt sigur la cum arată cifrele acum că vom face o majoritate. Vedem care vor fi ceilalți jucători politici, ceilalte formațiuni politice care vor avea mandate. Evident, va fi nevoie de o alianță pentru o majoritate în noul Parlament, exclusă orice fel de colaborare cu PSD. În rest, cu toate celelalte formațiuni politice, suntem deschiși unui dialog. Bine, s-a mai încercat odată și n-a funcționat cu PSD-ul. Da, o greșeală fantastică, dacă mă întrebați pe mine. USL-ul a fost o greșeală fantastică a PNL-ului și ne-a costat foarte, foarte mult și sunt sigur că am învățat. Am învățat din acea greșeală și nu se va mai întâmpla lucrul acesta niciodată. De altfel, și le raporta la alegerile locale. Noi am dat o decizie la nivel național, o decizie pe care și eu împreună cu colegii mei la nivel județean am luat-o, aceea de a nu colabora cu PSD sub nicio formă. Și rămâneți la acest nivel? Rămânem evident la acest nivel, fără discuție. Chiar săptămâna trecută am avut o speță la Caracal, în care un coleg de-al nostru a votat împotriva propunerii Partidului Național Liberal și a doua zi și-a dat demisia. Nu tolerăm niciun fel de abateri de la această regulă, pentru că altfel electoratul ne va taxa și noi de asta suntem oameni politici, să dăm socoteală în fața electoratului. Până la urmă, electoratul este cel care va decide soarta pentru următorii Corect. Ani. Corect. Fie că vorbim de alegeri locale, fie că vorbim de alegerile parlamentare. Pentru toate tipurile de alegeri. Domnule președinte, întorcându-ne un pic așa la zona mai apropiată nouă,
județul Olt, în speță. Dacă ne raportăm la alegerile locale și la alegerile pentru Consiliul Județean, vorbim de un vot eminamente politic acolo, procentual, cam ce v-ar asigura asta pentru Parlament? Făcând o paralelă ca procent de vot. Da, după toate simulările, Partidul Național Liberal are asigurat un post de senator și două posturi de deputat. Acum lupta la Olt va fi pe cel de-al șaselea deputat. De asemenea, după simulări, Partidul Social Democrat va obține două posturi de senator și trei mandate de deputați. Deci lupta va fi pe cel de-al șaselea mandat de deputați și asta vom vedea în ziua votului, în funcție de numărul de voturi și cine are restul cel mai mare. Nu cred că vreo altă formațiune politică va face pragul de 5% sau 7% cum este nevoit USR fiind o alianță. De aceea cred că bătălia pentru cel de-al șaselea deputat se va duce între PNL și PSD la Olt. Și rămânem la aceeași situație politică, Consiliul Județean, două partide, PSD-PNL. Da, în cea mai mare parte observăm o polarizare a votului și se vede și din mandatele de consilieri județeni la Olt. Practic, electoratul este împărțit între PNL și PSD. Exact, de asta am și adus în discuție Consiliul Județean, raportându-ne cumva la situația de acolo. Dacă stăm să ne raportăm la rezultatele alegerilor locale, situația este undeva împărțită la nivelul județului Olt. Da. Adică nu putem spune că sunteți doar dumneavoastră și PSD-ul. Sunt de la Pro-România, am văzut de la USR, sunt situații destul de eterogene. De clar că votul se duce către multe formațiuni politice, dar sunt niște praguri pe care trebuie depășite. Alegerile locale aveai nevoie de același 5% pentru a intra în Consiliul Județean, prag pe care nu l-a mai atins nicio altă formațiune politică și atunci am intrat doar noi de la PNL și cei de la PSD. Fiind apropiate ca interval de timp alegerile parlamentare de alegerile locale, nu cred că se pot întâmpla foarte multe lucruri care să afecteze votul politic. Da, votului politic. Da, vorbim de o lună și un pic. E foarte, foarte greu să existe o migrație foarte puternică a electoratului dintr-o parte în alta. În mare parte, votul politic și scorul politic va fi asemănător celui de la alegerile locale. Și atunci asta vă asigură, cum spuneați dumneavoastră, un senator și doi deputați. Asta fără discuții. Dar noi luptăm pentru al treilea mandat de deputat. De deputat. Asta este și targetul nostru, dezideratul nostru și vom face tot ceea ce ține de noi pentru a convinge cât mai mulți oameni și a avea șanse să obținem acest al treilea mandat, care este un loc eligibil, atât pentru PNL, cât și pentru PSD. Asta va fi lupta. Domnule președinte, ținând cont de situația actuală, cum credeți dumneavoastră că va arăta campania electorală? Să zicem că ați avea oarecum experiența campaniei de la locale. Cu toate că aici este alt tipic. Da. Oarecum. Noi am stabilit și un set de reguli pe care le vom respecta cu strictețe. Nu vom participa la evenimente cu număr mare de persoane, de altfel nici legea nu ne dă voie. Vom renunța la o campanie door-to-door din ușă în ușă, pentru că ar prezenta, indiferent ce măsuri luăm noi, ar prezenta un risc. Da? Dacă vom ieși pe stradă grupuri de maxim 6 persoane, toată lumea cu mănuși și dezinfectant la noi, vom încerca să păstrăm toate aceste reguli de protecție sanitară. Ne vom axa foarte, foarte mult pe campania online. Am făcut asta și la locale, o vom face și la parlamentare. Pentru că, așa cum spuneam, trebuie să tratăm cu maximă seriozitate acest pericol, care vedem că în fiecare zi pune probleme destul de serioase românilor, din păcate. Practic s-a schimbat toată viața noastră, de altfel. Da, așa este. Din toate punctele de vedere. Și a dumneavoastră ca politicieni. Și ca tot ce înseamnă clasă politică de la noi din țară. S-a mutat campania electorală din stradă către mediul online. În mare parte și oamenii s-au mutat către mediul online. Și tendința, vremurile către asta ne duc către o... Un pic mai mult sau mai puțin, că dacă stăm să ne raportăm la mediul rural... Clar că ne-a forțat foarte mult să mergem către partea de online. Da. Acolo ideea de online nu prea ajunge, ce-i drept. Da, vorbim de un specific
al mediului. Clar că în mediul urban online are o pondere mult mai mare decât în mediul rural. Aici să zicem că ar fi mai ușor, mult mai ușor, da, față de ce înseamnă mediul rural. Acolo cum se va desfășura campania? În aceleași condiții ca și la ca și în orașe, da. Grupuri foarte, foarte mici și respectând toate aceste măsuri de siguranță sanitară. Domnule președinte, vorbim până la urmă de cele mai importante alegeri. Da. Pentru o țară. În cazul nostru, pentru România. Vorbim de Parlament, laboratorul de legi, care ar trebui mai mult sau mai puțin să ne ajute pe noi toți românii. Și vorbim de o viitoare guvernare. Majoritatea parlamentară dă și guvernarea. Da. Asta este. Așa este Constituția din România. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce credeți că ar trebui să înțeleagă electoratul de aici? Trebuie să cântărească aici foarte, foarte, foarte bine în ce direcție merge votul. Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, Parlamentul este cel care conduce practic destinele unei țări în mandatul său de 4 ani. Și atunci trebuie o analiză foarte atentă asupra ofertelor cu care vin partidele, asupra oamenilor care sunt pe aceste liste, ce background au, ce CV au, ce au realizat în viața lor. Pentru că nu poți să pui oameni drept recompensă de partid pe o listă și apoi să te aștepți la rezultate. Nu. Trebuie să trimiși oameni, da, oameni pregătiți, oameni cu studii, oameni care pot într-adevăr să vină cu propuneri benefice pentru o zonă sau pentru toată țara. Că vedeți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, problema se pune și într-un alt mod. Când mergi la oameni și încerci să le explici ce trebuie să facă, cum ar trebui să decurgă lucrurile, întrebarea, și cred că și dumneavoastră v-ați lovit de aia, da, dar ce faceți pentru noi? Treaba e că nu prea se înțelege ce face un parlamentar pe acolo. Asta e marea noastră problemă, că un parlamentar nu poate să facă străzi, poduri, drumuri, da, și așa mai departe. Poate să facă lobby. Și aici e altă problemă, că la noi nu prea e lobby, e trafic de influență. Și apoi parcă nu mai vine să te apuci. Aici ar trebui legiferat foarte exact partea asta de lobby. Pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, este mică diferența între trafic de influență. Subțire. E o linie foarte subțire. Și atunci, clar, ar fi nevoie de o lege pentru lobby, cum există și în alte țări. Asta ar crea o transparență. Și atunci când un parlamentar ar merge la diferite instituții pentru o chestiune care privește un județ, o localitate, orice altă... Cum e și normal să se întâmple, că de asta oamenii te mandatează cu încrederea și te trimit acolo, să nu mai fie discuții. Evident, cei care condiționează acest ajutor de vreo sumă de bani sau alte venituri, intră în partea cealaltă. Lucrurile sunt clare. Dar trebuie o siguranță din punctul ăsta de vedere, astfel încât un parlamentar să aibă lejeritatea să poarte acele discuții care să ducă la lucruri bune pentru comunitatea care l-a trimis acolo. Asta trebuie să facă. Să pună pe primul plan interesul comunității care l-a trimis acolo. Un parlamentar face legi, de altfel. Într-adevăr, pot fi benefice prin amendamente către o zonă anume a țării. Dar, de exemplu, luăm exemplu dumneavoastră, PNL-ul. Partidul Național Liberal are un grup parlamentar. Da. Unde se poartă discuții și așa mai departe. Nu mi se pare nimic neregulă ca o voce comună să dicteze, domnule, uite, ăsta e trendul, către asta mergem. Da. Fie și la dumneavoastră, și la PSD, și la orice partid politic. Nu văd nimic greșit aici. Corect. Trebuie să fie și un consens. Dar lăsând asta la o parte, fiecare parlamentar are dreptul să voteze conform conștiinței sau cum consideră, dumnealui. Dar este un lucru bun să existe și un consens, așa cum spuneam mai devreme, pe chestiuni importante. Și acest consens să vină clar în urma unei dezbateri serioase și cu argument. Nu să ridici mâna sau să votezi împotrivă doar că așa a zis un lider de grup. Bine, asta bănuiesc că vine liderul de grup, decide în urma discuțiilor care au loc în grup. Cum se întâmplă la... Sau așa ar trebui. Așa se întâmplă la PNL. Pe de altă parte, vedeți că și aici ar fi discuții multe. Problema, din punctul meu de vedere, dacă vreți și puteți să mă contraziceți, e că nu mai există unitate. Nici în grupurile parlamentare politice, dar nici în Parlament. Nu mai există o voce comună și pot fi proiecte bune, depuse fie și de dumneavoastră, fie și de PSD și așa mai departe. Nu înțeleg dacă vreți opoziția asta doar de dragul opoziției.
Da, clar nu este un lucru bun și în comisiile parlamentare, pe chestiunile extrem de importante și în domeniile vitale, unde sunt reprezentanți de toate partidele, da, trebuie să se ajungă la un consens și trebuie toată lumea să plece de la interesul cetățeanului. Să nu mai schimbăm legea educației de 10 ori într-un an, să nu mai schimbăm legi în domeniul sănătății de nu știu câte ori într-un an sau în un mandat, pentru că toată această instabilitate creează probleme. Da. Trebuie să vină momentul în care pe educație, pe sănătate, pe ordine publică, pe administrație, lucrurile să fie puse la punct și să avem o stabilitate din punctul ăsta de vedere. Pe educație s-a încercat la un moment dat o uniformizare legislativă, legea 1, celebra lege 1, care, din punctul meu de vedere, ideea era bună. Ce s-a întâmplat între timp a schimbat 180 de grade percepția inițială. Pentru că legea inițială era bună, în mare parte, să zicem. Mai avea lacune pe aici, pe acolo, asta e ca orice lege. Dar venind cu NNN amendamente pe parcursul timpului, s-a depărtat mult de legea inițială care trebuia să fie. Și iarăși ajungem în punctul în care spuneați dumneavoastră că modificăm din mers. Corect. Și nu avem timp să ne adaptăm modificărilor respective. Da, și se creează o debandadă pe românește și asta nu poate să ducă la un lucru bun. Mai mult decât atât, am văzut că în ultima perioadă s-au perindat foarte, foarte mulți miniștri. Iarăși nu este un lucru bun. Încă un ministru, dacă stă doar 2-3 luni, nu poate să pună în practică o viziune a sa sau a partidului. De aceea ne trebuie și o stabilitate a miniștrilor. Evident, oamenii care ocupă aceste funcții de demnitate publică trebuie să fie oameni care știu acele domenii, oameni serioși, oameni care să fie aplicați asupra problemelor ministerului pe care îl conduc. Numai așa putem să facem lucruri bune pentru România. Păi cred că din 2000, de la guvernul Năstase, cred că niciun guvern n-a mai stat 4 ani. Da, și asta nu este un lucru. Asta nu este un lucru bun. Pentru nimeni, de altfel. Pentru nimeni, da. Dar vedeți dumneavoastră, sunteți guvern minoritar. Sunteți supus moțiunii de cenzură în orice moment. Da, dar... dacă vreți, mai mult sau mai puțin just. Dar asta e. Oamenii politici își dovedesc utilitatea în momente grele. Când totul merge bine, omul politic nici n-ar trebui să se vadă. Dar în momente grele, omul politic trebuie să intervină și să ia acele măsuri pentru a salva o țară. Ori noi, anul trecut, când am preluat guvernarea minoritară, așa cum spuneți dumneavoastră, ne-am asumat acest lucru. Știam că vine o perioadă grea, dar nu am ales să stăm deoparte. Unii au ales să stea deoparte și s-a văzut parcursul și faptul că în opinia românilor au scăzut foarte, foarte mult. Dar noi ne-am asumat o guvernare, ne-am asumat în aceste momente grele și românii, în majoritatea lor, în cea mai mare parte, apreciază acest lucru. Suntem partidul cotat pe primul loc după toate sondajele de opinie și vom forma o majoritate astfel încât un guvern cu prim-ministru PNL să rămână la conducere 4 ani, cât ține și mandatul parlamentului. Bun. Ajungeți pe 6 decembrie. Formați majoritate parlamentară, aveți guvern. Ce vă garantează că majoritatea se va menține pe toți cei 4 ani? Chiar dacă dăm un scenariu în care dumneavoastră aveți majoritate fără o alianță politică. Acolo e cu atât mai simplu să fluctueze partidul din alianță. Da. Bine, o garanție nu poți să ai niciodată, dar cred că în urma unui dialog serios cu lucrurile puse la punct și stabilite clar dinainte, putem să reușim ca 4 ani de zile să existe o majoritate stabilă cu un guvern care să pună în practică lucrurile de care România are nevoie. Cred că se poate și sunt sigur că noi vom reuși acest lucru. Au fost și situații, a se vedea PSD-ul, care și-a mătrășit 3 guverne. Da, nu. Adică, nu știu dacă a fost... Au fost alte interese. Într-adevăr, nu vorbim de interese. Dădeam speța în sine. Domnule președinte, pe de altă parte, dacă un consilier județean sau un consilier local nu poate schimba barca politică în timpul mandatului, credeți că ar fi just ca și un parlamentar să facă același lucru? Clar. Și noi, în momentul în care am asistat la acel episod în care un senator, da, ales pe listele Partidului Național Liberal, s-a mutat la PSD aici, la Olt,
Eu în conferința de presă am spus că legea trebuie modificată și la fel cum în cazul primarilor sau unui consilier local sau județean, acesta își pierde mandatul dacă se schimbă formațiunea politică, același lucru se întâmplă și la parlamentari. Pentru că noi acum la legile parlamentare venim în fața electoratului cu o listă. Tu ești ales pe lista unui partid de către votanții acelui partid. Ori tu nu poți la o zi după ce ai fost ales să te muți la altă formațiune politică. Clar trebuie să-ți pierzi mandatul, astfel încât următorul pe listă, ca și reprezentant al acelei formațiuni politice, să intre în Parlament. Adică lucrurile sunt clare. Să se mențină... Din punct de vedere al parlamentarilor, nu este o decizie pe care să o iau ușor. Gândesc aici subiectiv. Niciodată nu o să treacă legea asta. Dar trebuie să fim responsabili și să luăm această decizie. Și eu cred că în următoarea legislatură se va modifica legea în acest sens, astfel încât un parlamentar, dacă schimbă formațiunea politică, să-și piardă mandat. Adică procentul politic să rămână la fel pe durata celor 4 ani. Corect, pentru că el exprimă voința oamenilor din 6 decembrie, dacă privim momentul acesta. Da, vorbim de alegerile parlamentare cu toată da, urma. La aleșii locali situația e destul de simplă. Pleacă cu mandat cu tot. Corect. Cam așa vine. Da, așa este. Și atunci, clar, procentual politic rămâne, conformația rămâne la fel. Da, același lucru trebuie să se întâmple și în Parlament. Dar sunt fluctuații de fiecare dată. În cei 4 ani de mandat sunt fluctuații pe durata celor 4 ani. Nu putem vorbi de o perioadă anume. În toți cei 4 ani se cam tot plimbă. Da, dar trebuie să înceteze. Din punctul meu de vedere nu este un lucru normal și trebuie modificată legislația în acest sens. Da, măcar să aibă, domne, ai ales să pleci, nu te mai reprezinți, nu te mai găsești în partidul celorlalți. Te înscrii în altă politică, la următoarele alegeri, dacă acea formațiune te pune pe listă, candidezi atunci. Dar până la acel moment este mandatul formațiunii politice. Dacă la Olt PNL are un senator și 3 deputați, așa trebuie să rămână 4 ani. Asta a fost voința oamenilor. Sau pe de altă parte facem unii nominali. Și se votează strict persoana. Strict persoana, da. Și atunci e strict problema persoanei în cauza unde decide să se ducă. E o chestiune. Acolo este altă discuție. Dar vedeți că și la primarie e cam aceeași situație, că primarul dacă pleacă depune mandatul. Dacă îl dați dumneavoastră afară din partid, atunci are noroc atunci, și poate da, să se ducă unde vrea. Se poate scrie în orice altă formațiune politică. Pe când consilierul local pierde mandat. Îl pierde în oricare din situație ca și consilierul județean. Altfel... Am înțeles, da. Asta, din punctul ăsta de vedere, să zicem că nici ei nu o duc tocmai bine, parlamentarii o duc cel mai bine. Da. Din punctul ăsta de vedere. Domnule președinte, la nivelul județului Olt, vorbind de județul Olt acum, ați trecut prin niște alegeri locale. Acum, cum spunea și dumneavoastră, de puțin timp că asta a fost situația a fost de așa natură. Acum la alegerile parlamentare, veniți cu o listă. Care este această listă? Cum arată? La Senat eu sunt pe prima poziție, da? Urmat de colegul meu George Ciucu de la Corabia, domnul Voicu, candidatul nostru de la Consiliul Județean, și Miruna Vulcănescu, președintele de la Piatra Olt. Și lista se încheie cu Adi Mulțescu, colegul nostru de la Rusănești. La Camera Deputaților, primele 3 locuri sunt ocupate de domnul deputat Gigel Știrbu, de secretarul general al filialei Ana Maria Ceaușu, de colegul nostru Gabi Nicolescu, consilierul Ministrului Dezvoltării și director general adjunct al ANL, și continuă cu Alex Cacoveanu, comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, și alți colegi de-ai noștri, până la cele 8 poziții cu... așa cum cere legislația. Da. Noi suntem o echipă serioasă, oameni care avem fiecare un CV. Da, am analizat CV-urile fiecăruia, ce lucruri am realizat până acum, ce poate să facă pentru județul Olt, și în unanimitate, atât în biroul politic județean, cât și în colegiul director județean, care este format din toți președinții de organizații din Olt, am aprobat această listă în unanimitate, am înaintat-o Biroului Politic Național, unde s-a întâmplat același lucru, în unanimitate a fost validată și înaintată către noi ca să depunem la biroul de circumscripție. N-au fost voci contra? Nu au fost voci contra.
Putem vorbi de fricțiuni în interiorul Partidului Național Liberal, filiala Olt? Neînțelegeri au mai fost. Vă întreb raportat la ce care... s-a mai spus prin presă. Neînțelegeri au mai fost, așa cum se întâmplă în toate formațiunile politice, până la urmă, în orice colectiv, că și noi suntem un colectiv și câteodată mai apar și diferențe de opinii. Acum, la PNL, oricine vrea să-și exprime o opinie, poate să o facă. De recomandat este să o facem în interior. Unii colegi au mai ales să mai scape și prin afară, dar asta este, a fost părerea dumnealor, dar noi aici funcționăm după niște reguli clare, după un statut, după un regulament. Filiala Olt s-a poziționat pe locul 29 din cele 47 de filiale, incluzând sectoarele. Undeva la mijloc. Undeva la mijloc, la fiecare rând de alegeri, noi am reușit, prin muncă multă, să știți, să mai adăugăm câteva procente la scorul politic. Și discuțiile nu au fost la nivel de Birou Politic Național, forul care poate să decida asupra sorții unei filiale, nu au fost discuții legate de Olt. Acum, după alegerii, am zis, mai sunt unele voci, dar s-au liniștit foarte, foarte repede. Bine, toată lumea mulțumită, cam imposibil. Nici noi n-am fost, eu nu sunt un președinte mulțumit de rezultatul pe care l-am luat, că întotdeauna îmi doresc să obținem mai mult, mai mult, mai mult. Dar atât am putut acum și sunt sigur că la alegerile din 6 decembrie vom reuși un scor mai bun. Pentru că muncim în sensul ăsta, suntem serioși, le spunem oamenilor ceea ce vrem noi să facem și la Slatina și în celelalte localități am făcut același lucru și s-a cunoscut. Câți primari are PNL-ul din Olt acum? Acum are 13 primari, dar votul politic este mult mai mare față de 2016. Făcând o comparație strict din punct de vedere al numărului. Da, al numărului. Pur și simplu, pur și simplu, da. Da. În sine. Au fost localități în care sunt primari noi? Sunt și localități cu primari noi și avem peste 20 de localități unde am pierdut la diferențe foarte, foarte mici, 16-20 de voturi, în mare parte sub 50 de voturi. Da, unde cred un că... vot contează. Da, 5 voturi, cum a asta fost la Pârșcoveni. Asta zic, un vot contează. Da, cred că acolo, dacă eram puțin, puțin mai atenți, am fi reușit și lucrurile ar fi arătat cu totul altfel. Dar asta este un exercițiu democratic și rezultatele apar în urma voinței oamenilor. Da? Și poți să pierzi și la un vot. Asta spuneam, că au fost cazuri în care s-a pierdut la un vot sau s-a câștigat la un vot, dacă vreți să privim din cealaltă parte. Domnule președinte, ușa Partidului Național Liberal este deschisă către cei care vor să vină? Evident, da. Așteptăm. Indiferent de formațiunea politică din care fac parte? Bine, acum eu nu am și nu sunt de acord cu acest traseism. De altfel, de când sunt președinte, nu am primit oameni cu notorietate care s-au plimbat la alte partide sau nu. Am considerat că sunt foarte, foarte mulți oameni care vor să implice politic, oameni noi, oameni profesioniști care nu au mai făcut politică, astfel încât avem de unde să aducem oameni pe care să-i promovăm, să-i propulsăm în diferite funcții, fără a face cumva o selecție dintre cei care au fost, au plecat, au venit iarăși. Nu, sunt total împotriva acestui lucru și nu am făcut-o nici cu primari. În alte filiale ale PNL s-a mai întâmplat acest lucru, dar eu nu am luat niciun primar de la PSD. Am mers cu oameni noi, unii au câștigat, unii au pierdut, dar facem o construcție serioasă. Asta este idealul meu. Până la urmă era un risc, puteau să câștige sau puteau să pierdă și atunci... Este o competiție și așa cum spuneam, ești la mâna oamenilor și oamenii sunt cei care în definitiv decid. Cumva ați pierdut pe mâna dumneavoastră ca partid. Corect, da. Cam așa s-ar traduce. Acum când ești candidat, îți faci o strategie de campanie, îți alegi echipa și se văd și rezultate. Fiecare candidat și-a făcut o strategie proprie sau s-a trasat o linie de la centru? Eu am centru. Un principiu pe care nu mi l-am încălcat. Organizațiile locale au libertatea de a decide și asupra unui candidat și a echipei de consilier local. Noi nu am intervenit decât în situații foarte, foarte puține unde au fost alte lucruri. Dar în cea mai mare parte, organizațiile au avut libertatea să ia acele decizii pe care le consideră cele mai bune. E și normal să fie așa, pentru că dumnealor activează politic în localitățile respective și cunosc cel mai bine specificul acelei localități. Și le-am dat această libertate. Acum la alegerile parlamentare se va menține trendul?
Da, eu zic că da. Da. Partidul Național Liberal, așa cum spuneam, este pe un trend crescător. Evident, sunt și nemulțumirile pe care nu poți să le acoperi, indiferent cât de mult ai vrea, dar în mare parte ne-am străduit și am luat măsuri bune, unele nu suficient de bune, că nu am avut un exemplu de bune practic sau un precedent, dar în mare parte, așa cum spuneam, din discuțiile cu oamenii, apreciază strădania și apreciază în mare măsurile pe care noi le-am luat. Bine, domnule președinte, și la un procent de 99%, dacă vreți, mai rămâne un procent acolo discutabil, știți? Corect. Adică orice la noi poate fi discutat și interpretat. Pe de altă parte, din punctul dumneavoastră de vedere, văzând ultimii ani în spate, ultimii 2-3 ani, așa ceva, vi se pare că filiala PNL-ul s-a schimbat cumva? Dacă privim strict cifrele din trecut, s-a schimbat. Și s-a schimbat în bine. Am venit cu o altă ofertă în fața oamenilor și scorul politic s-a modificat. De altfel, de asta am și ajuns la o polarizare a votului între PSD și PNL. Dacă privim PSD-ul, ei au rămas cam în aceeași marjă a procentului, dar noi am reușit să adunăm de la celelalte formațiuni care, datorită politicii pe care au făcut-o de-a lungul timpului, și-au pierdut electoratul și să ajungem la acest scor politic de peste 30%, la care am ajuns destul de greu, pentru că discutăm despre Olt, un județ care a fost condus de 30 de ani de PSD, cu foarte multe localități rurale, unde electoratul este predominant către partea stângă a politicii. Sunt multe lucruri care au dus la acest scor, dar noi, așa cum spuneam, ne facem politica noastră, mergem în fața oamenilor, le spunem ce vrem noi să facem pentru localitățile respective și ușor, ușor vom crește la fiecare rând de alegeri acest scor al nostru. Până unde credeți că veți merge? Noi ne dorim ca în 2024 să câștigăm Consiliul Județean și majoritatea localităților din Olt. Este mult de muncă, dar acesta este dezideratul nostru și vom... Bine, mai aveți 4 ani. Timp mai avem 4 ani, timp în care vom fi în campanie electorală. În toată perioada da. Asta. Orice face un om politic în activitatea sa, trebuie privit și din punct de vedere electoral. Și atunci când oamenii te văd că ești implicat, că ți-aduci aportul la lucruri bune pentru un județ, pentru o localitate, lucrul ăsta se va vedea și la vot. Domnule președinte, dumneavoastră veniți cu un program electoral acum. Da. Acest program electoral poate fi transpus în practică prin dumneavoastră, prin oameni. Da. Bun. Prin parlamentari, în speță. Dacă nu va fi chiar atât de ușor de pus în practică și nu se va realiza mare parte din el, sau considerați că o persoană nu este chiar cum ar trebui și cum v-a așteptat să fie de la început, atunci care va fi situația? Acum, orice program electoral situația este o... poate fi ingrată de altfel. Da, este o provocare. Nu poți să faci de multe ori tot ceea ce ți propui 100%, așa cum discutam. Dar este foarte, foarte important să te ții de promisiuni și eu cred că lucrul ăsta se va întâmpla și nu vom avea probleme din acest punct de vedere. De altfel, tot ce am promis în acest an de guvernare și am văzut chiar astăzi mai mulți miniștri și-au prezentat un bilanț al primului an de guvernare, se pot face lucruri dacă există voință și implicare. Vă întrebam asta pentru că mă raportam la alegerile parlamentare de data trecută, de acum 4 ani. De 4 ani în urmă. Partidul Social Democrat a venit cu un program electoral pe care, să nu vorbesc cu păcat, și jumătate din membrii PNL îl credea. Arăta bine, arăta foarte bine. Arăta, dar vedeți... Trebuie să recunoaștem. Arăta foarte bine. Este, și s-a văzut la alegeri. Este extrem de riscant. Da, s-a văzut la alegeri unde... PSD a obținut un scor de 47-48% cât a fost atunci și vedem acum după 4 ani că PSD este la 20%. Da, te costă lucrurile astea. Dacă e frumos, adevărat și asta. E frumos să treci pe hârtie niște lucruri pe care tu știi că nu le poți face, da? Și pe moment să ai un câștig electoral, dar în timp, când oamenii văd că nu poți să pui în practică și când văd că i-ai amăgit
și ai păcălit, te costă foarte, foarte mult și asistăm practic la o înjumătățire a scorului politic al PSD față de 2016. Exact asta vă întrebam. Ca responsabilitate. Da. A lucrurilor pe care spui că le faci. Corect. Și noi cred că am demonstrat în acest an că ceea ce am promis am și realizat. Vă pot da exemplu drumul expres, un subiect intens discutat. Și vedem pe zi ce trece, cum lucrurile înaintează. Deja la centura Balciului se toarnă asfalt. Termenul va fi respectat, cred că va fi mai devreme de decembrie 2021, când acest tronson are termen de finalizare, va fi gata mai devreme. Lucrurile se văd și asta datorită implicării și datorită seriozității cu care guvernul tratează acest subiect al drumului expres, care va crea foarte, va avea multe beneficii pentru zona noastră din toate punctele de vedere. Ne vorbim de centura Balciului, centura Slatinei. Centura Balciului, centura Slatinei, și dacă tot, punct de vedere economic, al siguranței traficului, sunt multe, multe. Dacă tot ați deschis discuția, ce se întâmplă cu centura Slatinei? Știu că au fost destul de multe polemici pe baza asta. Dacă vă referiți la centura, acea centură mediană, da, acolo a fost o greșeală. Eu cred că a fost și voită pentru a crea un subiect din partea celor de la PSD. Aceste transferuri nu se fac prin lege. Pentru că o lege nu poate să legifereze situații particulare. Acest transfer se face doar prin hotărâre de guvern. Da? Ori eu nu cred că juriștii PSD nu știau acest lucru. Cred că este o investiție necesară pentru oraș și sunt sigur că dacă toate actele vor fi în regulă, nu vor cere 200 de hectare cum au făcut-o, ci doar o suprafață de teren strict necesară acestei investiții, guvernul României, fără discuție, va da această hotărâre de guvern și această investiție se va realiza. Dar să fie investiții serioase, investiții în interesul cetățenilor și nu să ascundă alte interese. De altfel, săptămâna trecută a apărut o listă de investiții a Companiei Naționale de Investiții și au fost prinse 59 de obiective, foarte multe dintre ele ale unor primari PSD. Dar atunci când oamenii vin cu proiecte serioase, proiecte în interesul localităților pe care le conduc, noi întotdeauna vom fi deschiși și îi vom sprijini. Dacă au alte interese sau vor să facă nu știu ce ghidușii, se vor lovi de toată opoziția noastră. Dar atunci când un proiect este făcut în interesul unei localități, noi îi vom sprijini indiferent de culoarea politică, că asta trebuie să facă un guvern. Indiferent de culoarea politică. Deci până la urmă situația nu e chiar atât de neagră cum pare. Nu, este, trebuie să fim responsabili și să depășim această perioadă, să ne protejăm pe noi, părinții noștri, prietenii, rudele noastre, să purtăm mască și să respectăm toate celelalte măsuri. Domnule președinte, tot ce ține de țara noastră trece, cum spuneam, prin Parlament. Educație, sănătate, social și așa mai departe. Ce ne doare pe noi acum și ce arde la noi în țară? Sistemul sanitar. Ce poate face Parlamentul în sensul ăsta? În condițiile actuale de pandemie, de spitale supra-solicitate, de personal supra-solicitat aproape în colaps și așa mai departe. Da, acum guvernul, Parlamentul trebuie să emită acele acte legislative care să vină în sprijinul sistemului sanitar. Am văzut că săptămâna trecută guvernul a dat posibilitatea medicilor rezidenți să se încadreze în spitale. Am văzut acele stimulente, am văzut achiziția de măști, de materiale. Este într-adevăr o situație destul de grea prin care trecem. Medicii care sunt în prima linie, sunt extrem, extrem de solicitați și cred că mulțumirea noastră a tuturor și aprecierea noastră trebuie să meargă în primul rând către dumnealor, pentru că practic își riscă viețile și din nefericire salvându-ne pe ale noastre și vedem că mai pică și atunci trebuie să luate toate măsurile care sunt necesare pentru a-i ajuta și pentru a avea tot ce este nevoie pentru a lupta cu această pandemie. Ei sunt linia întâi. Așa este. Până la noi, corect, trebuie să curgă multe cazuri, ca să zic așa, da, ca să poți fi sau nu bolnavi. Ei stau chiar în bătaia tunului. Așa este. Și orice greșeală
poate fi fatală. Poate fi fatală pentru ei? Pentru ei, clar. De aceea trebuie sprijiniți cu tot ceea ce au nevoie și să-i apreciem și să-i înțelegem. Este destul de stresant să lucrezi într-un astfel de mediu în care ești expus pericolului în fiecare zi și apoi să mai mergi și la familie acasă. Și să poți să fii un bun profesionist a doua, a treia, a patra, a cincea zi. Da. Ținând cont că vorbim de personal medical foarte puțin la noi în țară. Da. Așa a fost schema incompletă dintotdeauna. Nu putem vorbi de o guvernare PNL, PSD și așa mai departe. Da. Așa a fost mereu. Domnule președinte, pe finalul întâlnirii noastre de astăzi ne mai despart câteva minute. Ce ar trebui să înțeleagă electoratul? Ce ar trebui să facă pe 6 decembrie? Și care credeți dumneavoastră că va fi feedback-ul din partea electoratului? Acum electoratul trebuie să analizeze foarte, foarte bine candidații formațiunilor politice pentru Senat și pentru Camera Deputaților și să voteze în consecință, dar este foarte, foarte important să ne exercităm acest drept fundamental, să ne exercităm dreptul la vot, astfel încât cei care vor fi în Parlament să aibă în spate această reprezentativitate foarte, foarte bună a oamenilor sau bună o legitimitate a mandatului fiecăruia dintre viitorii parlamentari. Domnule președinte, și acum dacă tot ați deschis subiectul așa, aș vrea să punctez, pe dumneavoastră ca partid de dreapta vă avantajează o prezență mare la vot? Da, ne avantajează o prezență mare la vot. Sperăm că oamenii vor înțelege importanța votului din 6 decembrie, vor avea încredere că din partea autorităților locale se vor lua toate măsurile astfel încât dumnealor să fie în siguranță și să nu avem probleme, astfel încât exercitarea acestui drept fundamental să facă în condiții optime, în siguranță, fără aglomerări la secțiile de vot și fără alte riscuri. Fără incidente? Fără incidente, sigur, nu vor fi incidente, pentru că oamenii politici s-au mai responsabilizat. Credeți că au înțeles ce era de înțeles? Dacă nu înțelegi, pierzi din punct de vedere electoral, oamenii te taxează. Cea mai puternică armă a oamenilor este votul. Și măcar să facă uz de ea. Da, e important. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de mine. Nu pot să vă spun doar baftă. Mulțumesc. Nu pot să-mi doresc decât să văd cât mai multe persoane la vot. Până la urmă, cum discutam, asta este cel mai important. Este dreptul nostru al tuturor. Nu vorbim de obligație, este un drept. Dacă vreți, nu putem vorbi de obligație, din păcate. Și aș vrea să văd lucrul ăsta într-un proiect legislativ. Și dacă veți ajunge în Parlamentul României, sper să țineți cont de sugestia asta, ca votul să devină obligatoriu. Nu știu, poate vă gândiți ca votul să vârsta de vot să scadă la 16 ani. Da, cred că până la votul obligatoriu trebuie noi să fim conștienți cu toții că este foarte, foarte important să ne exercităm acest drept al nostru, pe care l-am câștigat cu greu, să nu uităm. Cine își uită istoria... Cine uită istoria n-are viitor. Corect. Cam așa vine una peste alta. Fără istorie, fără morală. Fără principuri, dar mă rog, deja intrăm în alte și vedem că e din ce în ce mai actual, din păcate. Așa este, da. Am zis, eu putem spune din fericire că situația nu ne impune. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și în mod clar o să ne mai vedem și pe perioada campaniei electorale și vedem atunci, să zicem, care e pulsul alegătorilor. Da. Așa vom face. Vă mulțumesc, o zi și bună. Și eu vă mulțumesc, cu drag. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați ales astăzi să fiți alături de noi. Începe campania electorală nu peste mult timp. Ce pot să vă spun eu și să vă rog, dacă vreți, este să mergeți la vot. Este dreptul dumneavoastră. Nu vă ia foarte mult timp. Veți fi în siguranță, s-a văzut la alegerile locale. Protejați-vă, aveți grijă de dumneavoastră. La revedere, o zi bună în continuare.